Salutare tuturor și bine ne-am regăsit din nou. Numele meu este Ristea și vă vorbesc în calitate de instalator. Mă aflu într-o casă de locuit situată în municipiul Oradea, unde, cu mânuțele astea două, am mai realizat o instalație termică nouă. Este vorba de un sistem de încălzire prin pardoseală, având suprafața totală utilă de 208 metri pătrați utili. Materialele pentru sistemul termic au costat 27.500 de lei, în care intră toate componentele sistemului de încălzire prin pardoseală, inclusiv țevile de tur și de retur între cele două distribuitoare și camera tehnică. Izolația folosită este Rolla Tucker 25 de mm EPS 100, pe care am suplimentat-o pe zona de parter cu polistiren extrudat de 5 cm, iar pe zona de etaj de 3 cm. Țeava folosită este preferata mea, țeava Vision de 17 mm și vă voi povesti câte un pic despre instalația realizată aici. Aici ne aflăm pe zona de living, unde avem 4 circuite de încălzire prin pardoseală, un living cu o zonă vitrată destul de generoasă. Un lucru foarte important atunci când realizați sistemele de încălzire prin pardoseală este distanța de la perete până la prima țeavă. Nu se duce țeava aproape de perete, deoarece se generează pierderi de căldură și vă voi atașa în stânga mea o imagine cu o termoscanare la o casă unde a fost realizat sistemul de încălzire prin pardoseală, iar țevile au fost așezate foarte aproape de perete. Preia căldura pentru că această bandă perimetrală nu izolează, este doar pentru dilatarea șapei la modificările de temperatură și atunci toată căldura o preia peretele și o duce mai departe în fundație pe care o transmite acelui trotuar, acelei borduri de beton de lângă casă. Aici avem bucătăria, locul unde îmi place mie cel mai mult, da? Două circuite de încălzire prin pardoseală, avem o cămară unde nu s-a realizat încălzire. Toate țevile de tur pentru circuitele de încălzire prin pardoseală sunt izolate pe toată zona de trecere, o să te rog să arăți, pentru a nu pierde din temperatura agentului termic. Deci, în momentul în care agentul termic ajunge pe zonele de încălzit, va avea aceeași temperatură cu cât pleacă din distribuitor. Mergem mai departe, în spatele meu se află un hol foarte generos și ușa de intrare de acces în casă. Da? Aici avem un circuit de încălzire prin pardoseală, în spatele meu camera de la parter, două circuite de încălzire prin pardoseală, da? Vedeți? Și aici s-a lăsat acea distanță de protecție. Deci căldura nu va ajunge să o preia peretele. În stânga avem o baie de servici cu un singur circuit de încălzire prin pardoseală. Văd că a adus aici instalatorul care a făcut instalația sanitară și niște țevi pentru scărițe. Vor fi și scărițe. Sunt duse ceva țevi până în camera tehnică. În partea aceasta, aici am coborât cu țevile de tur și de retur de la etaj. Frumos, acolo va fi centrala termică. O centrală termică cu funcționare pe gaz. Și avem cinema. Aici avem 3 circuite de încălzire prin pardoseală. Da? Deci în total sunt 13 circuite de încălzire prin pardoseală pe zona de parter și vom merge la distribuitor. De aici pleacă toate țevile. Este situat oarecum în centrul de greutate al clădirii. 13 circuite, beneficiarul a adus alimentare pentru termostatele de ambient și comandă, va fi un control individual al temperaturii, așa s-a dorit, da? Țev din cupru, am folosit doar curbe, deci peste tot numai curbe și distribuitorul din alamă cromată cu debit metre, jos este turul, sus returul și avem 10 grade în acest moment în casă. Vom merge la etaj. Hopa, hopa, am ajuns la etaj
și vom începe cu distribuitorul. Aici avem o spălătorie, va fi instalat o mașină de spălat rufe și un uscător. Pe zona de etaj 10 circuite, la fel țevile de tur izolate până la intrarea în spațiile care deservesc pentru încălzit. Avem pe partea spre stradă două camere. Voi intra în prima cameră, două circuite. Foarte bine reține. A doua cameră de la stradă, tot două circuite. Și așa mergem mai departe. Avem o baie de servici în stânga, da? O baie destul de mare, un circuit și aici avem un dormitor matrimonial care are o baie și un dressing. Baie, un circuit, dressing, alt circuit, destul de mare dressingul. Și dormitorul matrimonial, două circuite de încălzire prin pardoseală. Cam asta a fost instalația realizată aici. După cum vă spuneam la început, materialele au costat 27.500 de lei, fără polistirenul suplimentar. Deci, împărțit la câți metri pătrați, sunt vine undeva la 130 de lei pe metrul pătrat. Dacă vă doriți o astfel de instalație, vorbiți cu mine. Mă puteți contacta la numărul de telefon 0722 68 67 60. Respectând indicațiile și recomandările mele, veți beneficia de o instalație care va funcționa la un randament maxim, oferindu-vă avantaje pe termen lung. Până data viitoare, să avem instalații reușite!